O șoferiță profesoară la o școală din orașul Salcea a trăit luni după amiază un eveniment rutier nedorit. După terminarea cursurilor, șoferița se îndrepta cu mașina spre casă pe drumul principal din localitate. Brusc, o auto utilitară care se deplasa pe drumul către aeroport i-a tăiat calea. Aceasta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț. În interiorul orașului Salcea, pe DN29, o femeie de 37 de ani din localitate conducea autoturismul în dreptul intersecției cu strada aeroportului. Un vehicul care circula din sens opus a efectuat un viraj la stânga fără să semnalizeze intenția de schimbare a sensului de mers. În acel moment, pentru a evita coliziunea cu acest vehicul, conducătorul auto a frânat brusc, pierdând controlul asupra direcției de mers și intrând în șanțul din partea dreaptă a carosabilului. Conducătorul auto nu a putut preciza cu exactitate numărul de înmatriculare a vehiculului care și-a continuat deplasarea, declarând însă faptul că acesta era de culoare roșie. Femeia nu a solicitat intervenția ambulanței pentru acordare de îngrijiri medicale, iar în urma accidentului rutier nu au fost registrate victime omenești sau alte răniri din rândul persoanelor aflate în vehicul. Important este că șoferița nu a pățit nimic și se află în afara oricărui pericol. Doar mașina îi este avariată în proporție de 40%. Rămâne ca șoferul autoutilitarei să fie descoperit și, dacă va fi găsit vinovat, să fie tras la răspundere.